Avem alături de noi pe unii dintre cei mai talentați artiști de peste Prut. E vorba de frații Advahov, Vasile și Vitalie. Noroc, Vasile! Salut. Noroc, Vitalie! Salutare. Și bine ați venit! Mi-era doar de voi! Ei, dar nouă cât de dor de voi era. Și ne este. Foarte bine! Haide că măcar suntem aici să îi mai bucurăm pe cei de acasă cu muzica voastră. Pentru că de obicei aici era studioul plin, toată orchestra. Da, din păcate suntem în doi cu fratele. Orchestra n-am putut să venim cu toții pentru că sunt restricții. Ne dorim foarte mult și ne se dor de momentele cele frumoase când... Veneau oamenii la evenimente, la concerte. Da, cântăm frumos, ne bucurăm, dar sper eu că totuși vine momentul mai repede ca să trecem peste toată perioada asta. Nebunia asta. Vă, cum mi s-a schimbat viața în perioada asta? Păi am luat din tot greul sau din tot răul, să spunem așa, cei mai bine, am stat cu familia, am mai văzut unde avem restanțe, am mai stat cu ei copiii, cu lecțiile, cu școala, cu muzica, am înțeles și noi că am lipsit multă vreme, acum deja... Mamă, cât de tare asta, am înțeles că am lipsit multă vreme de acasă, acum când ați stat atâta. Într-adevăr, mi-am dat seama că am lipsit mai mult timp și am recuperat o parte. Ați reușit să recuperați o parte? Sigur. Cum a spus și fratele, eu la fel m-am simțit că puțin am stat acasă lângă copii și în perioada asta am avut posibilitatea să stăm mult mai mult cu copii și chiar și acum vorbesc și mi-e dor să plec mai repede acasă să-i văd. Chiar îi salut, știu că primesc. Se uită pe ProTV Internațional, îi salutăm și noi, dar fii atent, am o întrebare. Când nu era pandemie, în 2018, să zicem, da? Într-un an, cât erați plecați de acasă? Nu, într-un an cât eram acasă, mai bine spus. Mai ușor calculând, da. E mai ușor de calculat cât erați acasă, nu? Păi nu știu, într-un moment dat copiii au spus că când ne mai certam noi, așa, spune că tata, dar era bine și când lipseai de acasă, că nu ne cert, n-avea cine să ne certe. Acum vă dau eu educația. Ei bine, ei se ocupă, studiază muzica și... Da. Păi stai un pic, l-am văzut pe Cătălin la România au talent, a ajuns... Păi, el e deja clasa a noua, este un pic mai mare și... A fost și ziua lui de curând, la mulți ani, să vă trăiască. Mulțumesc. Și deci studiază singur, chiar se trezește de dimineață, studiază, deci nu trebuie să-l fugăresc eu, să-i spun așa, sau să-l pun la treabă. Ai mei mai mici, tot studiază muzica, unul la vioară, altul la acordeon. Păi poate știi, când trece nebunia asta și trec restricțiile, poate ne întâlnim odată cu toată familia, și cu a ta Vitalie și cu a ta Vasile, toată familia. Orchestra aici, familiei. Exact, orchestra familiei. Hai să cântăm astăzi pentru prietenii noștri, iar pe frații Advahov puteți să-i găsiți pe Instagram, pe Facebook, Orchestra Fraților Advahov. Să știți că în toată perioada asta au urcat tot felul de momente și tot felul de fragmente din diferite concerte ca să îi țină aproape pe cei care îi iubesc atât de tare. Spune-ne ce ne cântați azi. Cântăm o horă, noi zicem hora mare. La noi în țară, hora mare înseamnă când toată lumea dansează uniți și trecem peste tot răul. Să trecem peste tot răul ăsta, așa să fie. Vă mulțumesc mult de tot, Vitalie Advahov, Vasile Advahov, oameni buni, niște oameni senzaționali și pot să vă spun cel mai mare compliment, cred că vine de la Peggy, colega noastră, care a zis în felul următor: n-am venit astăzi degeaba la serviciu, sunt frații Advahov. Cum? N-a trecut ziua degeaba, Peggy, au venit frații Advahov, nu? Ce frumos, perfect, mulțumim mult de tot, mâine la 3 ne vedem, oameni buni, să aveți seara frumoasă!